Parenting Conștient, cum demontăm mitul familiei perfecte, pentru că în cadrul acestui eveniment, această dezbatere, vom lansa cartea familiei care merită mai mult, a doctorului Shefali Tsabari. Doctorul Shefali Tsabari și-a luat doctoratul în psihologie clinică la Universitatea Columbia, expert în parenting, dinamica familiei și dezvoltare personală. Este la momentul actual unul dintre cei mai cunoscuți și unul dintre cei mai mari specialiști la nivel internațional în parenting. Invitații noștri de astăzi, Andreea Puiu, profesor, doctor, psiholog, dezvoltator al proiectelor Pedagogia Fericirii și Cartea de pe Catedră, Dan Cruceru, om de televiziune, prezentator, antreprenor, blogger, taticul.ro și tătic a doi copii minunați, Andreea Mihai, blogger, rafturdepoveste.ro, consilier de dezvoltare personală, educator parental, mamă a două zâne dragoni și creator de povești sub forma atelierelor senzoriale. Mihaela Sofrone, lector universitar, doctor, terapeut în terapie sistemică și de familie, doctor în sociologie, Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ. Cei care ați fost la evenimentul anterior, Sabina și Andreea au mai fost alături de noi. O carte mult apreciată și lăudată în ultimul timp. Toți invitații noștri și-au exprimat recunoștința față de această carte. Am să-i las puțin mai târziu fiecare să ne împărtășească câteva idei și câteva gânduri despre doctor Shefali Tsabari și despre cartea familiei care merită mai mult. Andreea, așa cum am spus în intervenția anterioară la evenimentul Fericirea ca strategie de viață, o carte importantă pe care ai apreciat-o foarte mult. Eu chiar spuneam că cartea familiei care merită mai mult și avantajul fericirii sunt cărțile care ți-au marcat primăvara într-un material pe care noi l-am realizat împreună și mi-ai confirmat că așa este. Ce presupune parentajul conștient? Dată facem un adevărat raft, așa, împrietenim cărțile și este foarte important să le punem la oaltă și să vedem dacă se confirmă informațiile și dacă direcțiile de intervenție sunt aceleași. Parentajul conștient, așa cum apare în cartea familiei care merită mai mult, subliniază că e foarte important să trecem la frică, la conștientizare și că e foarte important ca părintele să conștientizeze în primul rând care sunt aceste rafturi interioare, dacă tot că până la urmă suntem o bibliotecă vie, cu tot felul de emoții, cu tot felul de gânduri, cu o anumită istorie a fericirii familiei. Și să vedem cum putem să conștientizăm resursele pe care le avem și ceea ce trebuie să mai îmbunătățim. Pentru că până la urmă, părintele este într-un proces de învățare, astfel încât să ofere nu neapărat varianta cea mai bună pentru copii, ci varianta cea mai înțeleaptă, pentru că noi în fericire vorbim de varianta cea mai înțeleaptă. Mulțumim foarte mult, Andreea. Dan, din perspectiva de părinte, acum știi cum e, am să îmi permit, mi-au această îngăduință de a divulga așa puțin din sentimentul pe care l-ați avut față de această carte, așa cum spuneam și la Andreea, și ai spus că este o carte care te-a dat efectiv pe spate în alte materiale video pe care noi le-am realizat. Din perspectiva de cititor de cărți de parenting, din aceea de blogger pe parenting, taticul.ro, și din perspectiva de părinte, cum putem fi alături de copiii noștri și ce înseamnă să fim prezenți și implicați? Iarăși o sintagmă pe care tu ai folosit-o într-un alt material. Bun, hai să o luăm pe rând. Pe de o parte, despre cartea asta, foarte pe scurt, da, este o carte care, din punctul meu, schimbă foarte clar paradigma parentingului modern. Mută accentul de pe parentingul orientat către copil, către parentingul orientat către părinte, pentru că părintele, de fapt, trebuie
să realizeze, să conștientizeze că vine cu un bagaj foarte puternic în spate, un bagaj pornit din copilărie, de la părinții lui și tot așa, da? El devine părinte cu tot bagajul ăsta în spate, care de multe ori nu conține doar lucruri bune, ci conține foarte multe traume. Bun, acum despre temerile părintelui. Uite, chiar mă oprisem la un pasaj, eu trec printr-o mare dilemă în momentul de față. Poate nu e nimic important, dar i-ar putea marca viitorul copilului meu. Fetița cea mare trece în clasa a 5-a și trebuie să luăm o decizie despre care să fie a doua limbă studiată la școală. Ea studiază engleza, face și germană, iar dintre a 5-a îi se dă, trebuie să alegem între germană și spaniolă. Ei, și clasele se separă în funcție de aceste limbi alese. Ea vine cu o gașcă de copii, de prieteni în spate, știi? Și oare ce să alegem? Și uite ce spune doctorul, doamna doctor. Ce îți dorești să fie copilul tău? Și răspund așa. Răspunsul meu la această întrebare este întotdeauna același. Responsabilitatea mea ca părinte este să cresc un copil care se cunoaște cu adevărat, conștient de valoarea lui umană născută, capabil să se exprime într-un mod autentic și să fie echilibrat în relația sa cu mine. Cu alte cuvinte, pentru mine pur și simplu nu contează ce carieră și ce stil de viață va decide să aibă copilul meu, atât timp cât va rămâne fidel propriilor valori. Și tot așa mai departe. Ce am făcut noi? Am stat de vorbă cu Sofia și hai să vedem care este drumul spre care te-ai duce tu mai ales. Cumva, poate surprinzător pentru un părinte, fiica mea știa foarte clar ce vrea. La 10 ani știa că ea vrea să meargă în continuare engleză germană și bine, dacă insistați voi, accept și opțional de spaniolă. Da? Dar știa foarte clar că ea vrea să meargă pe german. Și așa a rămas. Revenind la întrebarea ta, cum poți fi alături de copilul tău? Wow. Eu le spun așa părinților la început de drum, nu trebuie să-și sacrifice cariera, nu trebuie să... Doamne, urăsc asta. Vine vorba de la părinții noștri. Cât am făcut pentru tine, cât m-am sacrificat și uite ce nerecunoscător ești. Copilul până la urmă nu cred că trebuie să fie neapărat recunoscător. Da? Ai făcut copilul, e obligația ta să-l crești, să-l protejezi, să-i oferi dragoste. Bun, cum poți fi alături de copilul tău fără a renunța la carieră? Măcar o oră, seara, să lași totul deoparte și să te conectezi real cu al tău copil. Noi avem doi, cel mic are un ritual, un adevărat ritual care ține undeva între 30 și 45 de minute până adorme, de genul. Hai să-i facem baie, chiar dacă se poate spăla singur, e al naibii de confortabil să-l spele mami sau tati. După aia, hai să ne spălăm pe dinți, dar nu mai bine mă spăl tu tati. Și cumva facem chestia asta în fiecare seară. Apoi, înainte de culcare, există seria de pupici. Îl pupă mami, îl pupă tati, după aia îl mai pupă mami. Și într-un final mai avem seria de aruncat la groapă. Îl iei de mâini și de picioare, unul de picioare, unul de mâini și faci balansul ăla, da? Și îl arunci în pat. Și el inventează de fiecare dată groapa, numele groapei. Groapa cu lei, groapa cu scorpioni, groapa cu bezele, groapa cu nu știu ce. Și e o distracție dintre asta, timp de 30-45 de minute, timp în care tu îi dai copilului dragoste și atenție reală, pură. Iar copilul se deschide față de tine foarte mult. Copiii, din punctul meu de vedere, sunt un mare burete să aspire de la noi, dar sunt și un mare sac cu dragoste pe care ei vor să-l ofere. Foarte simplu, dacă ești lângă copil câteva zile, chiar dacă ești un străin, se apropie de tine, da? Te cunoaște și ei sunt inocenți, vin cu toată încrederea în tine. Tu trebuie doar să ai timpul și mai ales cheful să o primești. Hai că am zis multe deja, mă opresc, mai povestim. Mulțumim foarte mult, Dan. Parentingul este plin de situații care îți încearcă răbdarea ca părinte și, din păcate, atunci când ești stresat, depășit, epuizat, copleșit, nu poți să fii disponibil cu totul pentru copilul tău. Gestionarea propriilor emoții și comportamente este cheia pentru a învăța pe copii cum să-și gestioneze la rândul lor emoțiile.
Parentingul conștient te ajută în situații tensionate și totodată îmbunătățește sănătatea mentală și emoțională a copiilor. Dr. Shefali Tsabari vorbește în această carte, pe lângă definirea și explicațiile pe care le aduce ceea ce înseamnă parentingul conștient, cum spunea Dan, mutarea de pe copil pe părinte, centrarea pe părinte, demontează foarte, foarte multe mituri pe care părinții, din păcate, sunt tributari acestor mituri în viața cotidiană, în relația pe care o au cu copiilor. Andreea, ce se ascunde cu adevărat în spate, ce se ascunde cu adevărat în spatele reacțiilor noastre ca părinți? Și aici mă refer și la reacții de frică, că poate nu suntem cei mai buni părinți sau nu suntem suficient de buni, reacții precum furie, cine vorbește atunci când țip la băiatul meu sau mama țipă la fetița mea. În spatele tuturor reacțiilor noastre se află de cele mai multe ori teama, da? Care poate îmbrăca diverse măști, fie că vorbim de furie, fie că vorbim de vinovăție, de frustrări, ne temem că nu suntem mama ideală, așa cum e foarte mitizată la televizor. Ne teamă că pierdem controlul, că nu o să mai avem control asupra copiilor noștri, ne teamă că ei nu o să iasă așa cum noi am proiectat și că nu o să ne îndeplinească idealurile pe care noi nu le-am avut. Ne e frică că prea mult da spus copiilor noștri o să tot așa o să ne piardă controlul și o să afecteze puterea noastră de a ca ei să fie altfel. Ne teamă că ei nu o să iasă așa cum ne dorim noi, însă uităm faptul că singura persoană asupra care avem controlul suntem doar noi și că rolul nostru în relația cu ei să le fim doar ghid. E firesc să punem presiune și să avem ceea ce fac părinții de cele mai multe ori, din păcate, să avem așteptări nerealiste asupra copiilor noștri? Firesc nu, dar poate să fie o capcană în care cădem, în societatea în care trăim, pentru că proiectăm foarte mult pe copilul nostru, ne comparăm foarte mult cu cei din jur și ar trebui mereu să ne amintim că singura comparație care trebuie să o facem, comparația sănătoasă, este cu noi înșine în diverse etape. Ce putem face este să ne uităm la copilul nostru, să vedem care e puterea sau care sunt puterile lui născute, să discutăm cu el, așa cum spunea Dan, când e mai mare, să-l observăm și să-l acceptăm așa cum e el, că poate nu va fi la fel ca noi un doctor sau un inginer, și va fi un artist sau un profesor. Fiecare va avea drumul lui. Și de cele mai multe ori comparăm nu doar, ne comparăm noi cu copiii noștri, și comparăm copilăriile noastre cu copilăria copilului și avem poate aceleași pretenții pe care, preluând tiparul părinților, avem aceleași pretenții de la copiii noștri pe care le-au avut părinții de la noi. E, dar eu pe vremea mea, ia uite ce făceam, tu de ce nu faci? Da, e foarte ușor să cădem în această capcană. Da. Nu există copil perfect. Nu există familie perfectă, nu există relație perfectă. Cum demontăm, Mihaela, mitul familiei perfecte? Cred că nimeni nu crede cu adevărat în perfecțiunea asta și nu crede că există cineva, că există cineva perfect. Probabil că toți tindem spre perfecțiunea asta. Nu știu cine ne-a băgat în cap că e o mare virtute în a fi perfect. Din păcate, transmitem generațiilor următoare din ce în ce mai mult ideea asta, pentru că în ziua de astăzi părinții își supra-solicită copiii după mine să facă și pian și fotbal și desen și nu știu ce alte cursuri ca să fie perfect, nu? Să știe să facă de toate și cu toate astea eu, ca profesor, constat în fiecare an, în anul întâi, când îmi vin studenți în anul întâi, că acești copii nu știu să facă nimic. Și acești copii nu știu mai nimic. Nu știu nici să scrie corect, nu știu nici să vorbească corect și au o mulțime de traume emoționale.
din ce am constatat eu la terapie și în relația mea cu studenții, constat că cea mai mare pagubă este adusă de părinții labil comportamental, de părinții care oscilează în fața acestor frici. Nu știu cum e mai bine, hai să-l las mai liber acum, hai să nu fiu chiar atât de, iar îl apucă conștiința să-l muste și, nu, dar trebuie să fiu mai sever cu el un pic și după aceea iar zice, poate sunt prea sever și îl mai lasă și copilul ăla nu știe de capul lui că e așa sau e așa sau cum e bine sau care e coloana lui vertebrală. Iar cartea pe care o prezentăm acum demontează destul de bine tiparele noastre și inclusiv mecanismele pe care le folosim în felul ăsta de comportament cu copiii. După mine sunt câteva lucruri simple pe care trebuie să le facă un părinte. Chiar dacă în fiecare zi ni se pare că e greu să fii părinte, există niște principii clare. În primul rând, de când s-a născut, îl urmărești să-l cunoști. Este o entitate nouă care a venit în viața ta, pe lumea asta, cu un specific unic, tu trebuie să-l cunoști. După ce-l cunoști, observi care sunt punctele forte și care sunt punctele slabe și-l ajuți să facă față vieții ăsteia la fiecare etapă cu ce știi tu mai bine, să se dezvolte ceea ce are mai bun și să nu neapărat să îi ștergem sau să-i anulăm laturile negative, ci să-l învățăm despre ele, să-l conștientizăm că are niște porniri care s-ar putea ca în contextul social să-i creeze probleme și hai să gestionăm cum crezi tu că ai putea să faci să fie bine. Eu am trăit asta, fiica mea este o persoană care nu are, nu-i place să schimbările, nu-i plac schimbările. Și am observat asta de mică, de la biberon până la hăinuțe, până la alte detalii. Și toată lumea îmi spunea, păi nu trebuie să o supui unor situații de schimbare cât mai dese, ca ea să se obișnuiască, să facă față. Și am zis, nu mi se pare normal așa. O las așa, de ce să o șochez tot timpul cu situații neprevăzute care o traumatizează? Mai bine o las și am grijă să nu fie șocată de situațiile astea, iar când a crescut, încet, încet i-am spus, vezi că tu ai problema asta, problemă. Mă rog, tu ai felul ăsta de a fi, da? Și atunci, hai să vedem cum ți-ar fi mai ușor să depășești, cum simți tu că am putea să, sau cum ai putea să privești situația asta? Ce etichetă ai putea să-i pui situația ăsteia ca să îți fie mai ușor, să nu ți se pare că e o catastrofă schimbarea asta? Și încet, încet am învățat să facă față schimbărilor fără să o schimb pe ea sau să anulez o parte din ea. Asta ar trebui să înțeleagă părinții, că nu e nici despre anulat, nu e nici despre schimbat, nu e nici despre punctat o listă pe care o am eu în minte, ci pur și simplu este... Rolul unui părinte este acela de a fi un suport, un ajutor, un administrator a unui bun care a venit din universul ăsta și nu mi-aparține și trebuie să-l ajut să se dezvolte în viața asta, atât cât mi-a fost mie dat. Făcând o glumă, pentru că mi-ai servit mingea la fileu fix cu ultimele cuvinte pe care le-ai spus, noi mi-a plăcut ceea ce a spus Mihaela într-o emisiune pe care noi am făcut-o împreună, copilul, asta apropo de schimbări și de dorința părintelui de a schimba copilul. Copilul este un cadou pe care ni l-a făcut Universul. Sau un musafir. Un musafir sau un cadou pe care ni l-a făcut Universul, dar coletul este nereturnabil. Da, și atunci părintele, asta le spun eu studenților de obicei, că facem o listă și spunem, copilul meu nu o să facă așa cum face ăsta, pe ce vedem pe stradă, și spune, al meu o să fie cel mai bun, cel mai cuminte, cel mai cel. Universul ne trimite la momentul respectiv coletul și ghinion nu corespunde și nu e returnabil. Prin urmare, părintele atunci zice, a, gata, acum am înțeles. A fi părinte este despre a-l face să fie după lista aia, pentru că Universul a dat greș. Și părintele efectiv asta face, încearcă să-l facă după lista pe care o avea el în cap. Dacă îmi permite, să știi că tare mult uneori îți dorești să-l trimiți înapoi în Bebelandia. Da? Cred. Pentru că el vine cu multe chestii foarte bune, dar îți dă și lumea peste cap cu totul și o iei razna uneori și plângi în baie pe ascuns că nu mai poți.
copiii n-au termen de retur, din păcate, sau din fericire, așa că odată ce ai făcut, trebuie să-ți asumi chestia asta. Mie mi-ai spus și eu am urmărit postările tale referitoare specific la această carte. Ai avut mai multe articole, mai multe postări în care ai subliniat importanța acestei cărți. Tu ai considerat părerea ta că este una dintre cele mai bune cărți sau cea mai bună carte de parenting acestui an și că toți profesorii și părinții ar trebui să aibă în bibliotecă această carte. Cum te-a convins, doctor Șefali Țabari? Nu m-a convins. Am fost surprinsă, plăcut surprinsă, să descoper că avem aceleași idei. Pe blogul meu sau în diferite platforme, în anii anteriori, scriam ideea asemănătoare despre parenting. Studenților mei le spuneam același lucru, dar toată lumea s-a uitat ciudat la mine. Adică, ia uite și pe asta ce idee are. În momentul în care a apărut cartea, am zis, în sfârșit, dacă mai e cineva pe lumea asta la fel de nebună ca mine, înseamnă că nu, lucrurile nu stau atât de rău. Și da, rezonez cu tot ce spune autoarea în carte. Consider că ar trebui să fie declarată cartea anului și consider că în societatea românească avem nevoie de o schimbare de mentalitate urgent în parenting, urgent. Mulțumim mult, Mihaela. Sabina. Vine un moment în viața copilului, am vorbit despre bebeluși, copilăria timpurie, primii ani de viață, dar vine și o perioadă mai provocatoare despre care noi am tot povestit, și anume pubertatea, adolescența. Ce facem atunci când ne simțim respinși sau neacceptați de copii? Dr. Șefali spune foarte simplu și foarte frumos asta. Ne întoarcem la noi ca părinți întotdeauna și cred că ideea asta de a nu mai centra parenting-ul pe copil și a înțelege că a fi părinte este un rol pe care tu îl ai, deci este despre a te uita tot la tine, da? Chiar dacă majoritatea dintre noi sau, mă rog, oamenii că ajung să se instaleze în rolul ăsta de părinte, da, când apare un copil, dar mulți dintre părinți ajung să fie părinți de bebeluși și rămân părinți de bebeluși în mintea lor toată viața, pentru că își tratează copiii ca și cum ar fi bebeluși, indiferent de vârstă, și atunci când ajung copiii la pubertate sau la maturitate, da, există conflictul ăsta legat de conexiune versus independență, pentru că cu fiecare copil, odată ce crește, își dorește să fie propria lui persoană sau descoperă tot mai mult cu cât devine mai conștient de el și iese din mediul familial că este propria lui persoană, cum zicea și Mareda, el este un cadou unic, este, nu mai există nimeni pe lumea asta ca el, dar el cum să descopere cine este el dacă îi se spune mereu cine ar trebui să fie sau cum ar trebui să fie, bazat pe niște lucruri care vin din neputința sau din frustrările părintelui, care nici el nu se cunoaște pe el, și atunci normal că o iei personal când copilul îți spune mie nu-mi place asta, eu nu sunt așa, da? Părintele nu poate să accepte că fantezia pe care el o are, care și fantezia aia pe care părintele o are, este tot o fantezie creată de propriul lui părinte și de așteptările și de educația, cultura în care a crescut el, da? Credințele lui, le proiectează pe copil, copilul se lovește și de proiecțiile, așteptările pentru propria lui viață, dar și pentru viața părintelui, da? Și atunci Șefali spune întotdeauna, ca să poți să nu te activezi în momentul în care copilul face ceva sau gândește să diferi de tine, este să te întorci la tine, să vezi ce rare, ce se întâmplă, despre ce este vorba la tine, pentru că nu ai responsabilitatea ca părinte de a controla un copil, nu există. Ea spune, face o diferență, uite, mi-a plăcut foarte mult, face o diferență între a stăpâni și a controla. Că spune că majoritatea părinților consideră sau se pierd în ideea asta în care doar pentru că îmi fac griji pentru tine, responsabilitatea mea este să controlez ce faci tu. Normal că dacă ai un bebeluș, îl controlezi mai ușor, da? Dar dacă ai un adolescent, ar putea ca lupta de putere să fie foarte mare. Da? Și ea spune, a stăpâni înseamnă pur și simplu da, a-l însoți pe copil și a-l ajuta, cum spunea și Manuel mai devreme, și cum, da, a-i oferi un cadru, a-l învăța pe el să se cunoască. Da? Și asta înseamnă să-i modelezi. Degeaba
tu te superi și o iei personal, când îți oglindește ceva, copilul ăla spune ceva despre el, nu-mi place ceva și nu-mi place ceva la tine ca părinte. Păi și tu primul lucru care îl faci, spui, cum poți să vorbești tu așa cu mine, dar cum îți permiți? Uită-te în oglinda aia, că îți spune ceva despre tine, da? Oglinda, copilul ăla încearcă să-ți arate ceva. Poate nu are dreptate, că nu e despre asta, da? Ideea este despre cum îi răspunzi tu și atunci ideea asta de a deveni conștient este de a te pune în contact cu tine, mereu cu tine, pentru că tu răspunzi din tine copilului. Și știi, e mai ușor să spui, tu m-ai făcut să fiu așa, că... Dar de fapt că copiii învață din modele și dacă modelul este neasumat, nici copilul nu va fi asumat. Absolut corect. Mulțumim, Sabina. Andreea Puiu, cum le oferim copilor libertatea de a face greșeli? Și greșeala poate fi considerată o jucărie sau o plastilină în mâinile copilului și exact cum vedem noi zi de zi tot felul de ecrane, e bine și reacția părintelui pentru copil, de fapt, pune în valoare greșeala respectivă. Așadar, greșeala poate fi o resursă, dacă este privită pur și simplu în structura ei, ca o oportunitate de a descoperi un anumit lucru. Și putem lega foarte mult greșeala de succes, da? Arătându-i copilului că pe drumul spre succes poate să întâlnească de foarte multe ori greșeli. Dar greșeala este un instrument de descoperire și chiar de autocunoaștere. Este pur și simplu un pas pe care îl face. Mulțumim foarte mult, Andreea. Dan, cât de important este să fim autentici în relația cu copiii noștri? Să arătăm că și noi, ca părinți, nu doar ei, copii fiind, că și noi putem fi vulnerabili. Și în felul acesta, fiind vulnerabili, și arătându-ne vulnerabilitatea ca părinți și limitele poate ca părinți, noi putem să creăm o relație autentică cu acei copii. Aici eu sunt încă în dilemă. Caut mai ales, nu știu, ca bărbat, să nu plâng în fața copiilor mei. Plâng... mă emoționez la un film, ne vedem împreună, poate să mai curgă câte o lacrimă, e ok la film, dar nu știu, cel puțin eu cred că tatăl cumva trebuie să fie oasa de liniște a copilului, știi, din abordarea asta. Stai, știu, este o polemică, poți fi ok, vorbesc cu copiii mei despre toate sentimentele posibile, în același timp caut să le transmit că eu ca tată voi fi acolo mereu, voi fi centrul lor de siguranță și de liniște și oaza lor în care dacă lumea asta îi va supăra foarte tare, vor găsi alinare la mine. Să știi că nu vreau să te contrazic sau să spun... e o chestie pe care o spune în carte Dr. Șefali, legat de treaba asta cu ca tată și ca mamă, că majoritatea da, prin educație suntem învățați să ne asumăm anumite roluri, adică tu ca tată ar trebui să fii într-un anumit fel, în timp ce, nu știu, mama poate să se crizeze, să plângă, dar cred că ideea asta de a oferi siguranță nu ține de a-i arăta copilului că suntem vulnerabili sau nu suntem vulnerabili, ci cât îi arătăm, da? Pentru că dacă stai și te prăbușești pe covor în fața lui și aștept... Tu ai mai bine ca mine, într-adevăr. Eu le arăt copiilor mei că sunt vulnerabil, că sunt sensibil, că nu am sentimente, dar când sunt în colaps, nu fac asta în fața lor. Păi, mă duc... Cred că ideea de vulnerabilitate asta e. Este putem să ne conectăm cu copiii noștri pe toată plaja emoțiilor, conștienți fiind mereu că noi suntem adulții. Noi nu, adică dacă tu te prăbușești în fața copilului tău, nu-i arăți că ești vulnerabil, da? Îi arăți că ești neputincios, ceea ce nu creează siguranță și îl face pe copil să simtă că e nevoie să-și asume el rolul, da? Adică de a face ceva să te liniștească pe tine. Una este să vorbești și să-i arăți, da? Cumva chestia asta mi-a plăcut, în schimb, încă nu mai știu, e unde am citit-o, cred că undeva cu Compasiune Radicală, în care spunea că ideea despre Hulk
I-a venit, nu știu dacă știți, când, i-a venit autorului văzând o mamă care efectiv a ridicat o mașină ca să-și scoată copilul de sub mașină, o mașină de nu știu câte tone, da, ca să scoată copilul după un accident. Și aia a fost imaginea de Hulk, o femeie, o mamă, încercând să-și salveze propriul copil. Apropo de treaba asta cu rolurile, că nu putem să arătăm sau... Da, putem să ne oferim siguranță dacă rămânem adulți chiar și când le arătăm copiilor că suntem vulnerabili. Trebuie să nu uităm tot timpul că noi suntem părinților și nu invers, nu trebuie să găsim noi la ei soluțiile. Atât am. Mulțumim, Sabina și Dan. Mihaela, e ok să fim sau să ne erijăm în această poziție de prieteni ai copiilor noștri? Pentru că poate am auzit de multe ori această expresie ca mamă. Eu sunt cea mai bună prietenă a fiicei mele, tatăl. Eu sunt cel mai bun prieten al fiului meu. Da, asta este o discuție interminabilă între specialiști. Sunt psihologi care spun da, sunt psihologi care spun nu. Eu sunt mamă, nu sunt prietena. Trebuie să înțelegem conceptul de prieten aici. Adică un prieten este cel care, o prieten adevărat, este cel care te acceptă și este lângă tine, indiferent de cum ești tu, să zicem, nu? Deci pot să am un rol în felul ăsta în relația mea de mamă cu copilul meu, dar eu nu o să împărtășesc fiicei mele intimitățile vieții mele. Bine, până la un punct, da, fiecare, și eu cel puțin respect asta și la fiica mea. Nu am pretenția ca ea să-mi spună tot, pentru că nici nu va face asta. Părinții care spun mie, copilul îmi spune tot, se mint singuri. Eu le pot demonstra că nu este așa. Dacă aș sta de vorbă cu copiii lor și aș înregistra, le-aș demonstra că nu e așa. Orice copil are secretele lui, orice adolescent are micile lui secrete. Nu o să îi spună părintelui chiar tot. Dar, da, pot să-i creez copilului confortul de a fi deschis și să-mi spună tot ce simte el că trebuie să-mi spună. Asta înseamnă că nu o să îl desfințez, nu o să îl acuz. Nu, ideea este să-i arăt că înțeleg sau accept. Aici sunt două concepte pe care le tot întâlnesc. Sunt lucruri pe care eu nu le pot înțelege, pentru că nu intră în structura mea, nu le-am experimentat, nu le înțeleg. Chiar ca specialist m-am lovit uneori de situații în care cel din fața mea îmi povestește anumite lucruri și eu efectiv nu le pot înțelege, dar pot să le accept. Da? Ca părinte nu trebuie să fac acum procese de conștiință că nu înțeleg tot ce se întâmplă în viață sau în trăirea copilului meu, dar pot să accept și pot să-i spun ok, înțeleg că treci prin asta, dacă nu știu sau nu pot să, și o chestie importantă, mă duc la un specialist. Da, deci după mine, relația părinte-copil trebuie să fie prietenoasă. Și cam atât. Dar nu neapărat un prieten. Tu ești omul special, el este un om special pentru tine. Relația este absolut specială. Nu poți să o compari cu o prietenie, nu poți să o compari cu nimic altceva. Dar relația poate să fie foarte complexă și trebuie să fie complexă și, pentru că este specială, iar în relația noastră avem și o parte de prietenie. Da, clar. Și poți fi prietenul când vine vorba despre siguranța copilului tău. Pentru că dacă vorbim despre siguranță, despre alimentație, despre elementele pe care tu ești obligat ca părinte să le introduci în educația copilului tău, în comportamentul lui să-l înveți, atunci nu mai poți fi părinte. Atunci nu mai poți fi prieten. Atunci ești părinte și trebuie să iei decizii. Pentru că nu poți cu unui copil de 2, 3, 4, 5 ani. Dacă vrei tu, chiar dacă n-ai mai fi în siguranță, poți să te duci să înnoți în râu acum, că vrei tu, că eu sunt prietenul tău. Nu. Prietenul îți poate recomanda, tu ai decizia, ai libertatea de a alege. Părintele nu îți poate doar recomanda, pentru că știe mai bine uneori
că există niște limite. Limitele astea trebuie să existe în relația părinte-copil, neapărat din punctul meu de vedere. Da, asta, ce vreau să spun, mi-a plăcut foarte mult cum ai punctat asta legat de limite, că de fapt despre asta este vorba, pentru că întotdeauna un lucru pe care nu îl înțelegem noi sau ne este greu să îl acceptăm este că adulții sunt responsabili de cadrul în care crește copilul, da? Adică există un dezechilibru de putere până la un punct, indiferent cât de prietenoasă este relația cu copilul, de asiguranța sau faptul că tu ești responsabil până când crește suficient de mult, adică ești responsabil și să-l încurajezi să devină independent, astfel încât să-și poată avea de grijă singur, să-și poată purta de grijă. Dar cred că ideea asta de limite ține foarte mult de faptul că, dacă e să definim prietenia, sunt oameni care au valori comune, nu știu, se găsesc pe niște principii, pe niște afinități, în timp ce relațiile cu părinții sau cu familia este un dat, adică nu o să fie niciodată, nu știu, fiecare copil are un cuplu de părinți, aia sunt, chiar dacă după aia mai au figuri parentale sau... Dar modul în care relaționezi ține de cum te raportezi la ce aștepți de la relație și asta se reglează prin limite. Nu poți să fii prieten cu părintele. Da, vreau să spun că și limitele astea ajungem să le punem conform cu tipoarele noastre vechi, din păcate. Adică, ok, așa știu eu că e bine, că... Eu nu mă refer la genul ăla de limite. Pe care da, aici trebuie să ținem cont de faptul că există pericolul față de viață, da, în ceea ce privește viața, pericol de moarte, cum spunem noi, și există pericol inventat de capul nostru. Eu, când le spun studenților, vorbesc despre pericolul de obstacole. Dar mi-e teamă ca nu cumva chestia asta să nu știu ce, să construiesc eu, nu știu. Trebuie să fie foarte clar. Una e să nu-l pun în pericol de a muri, efectiv, și să am grijă de sănătatea lui și de integritatea lui. Da. Lui. Și alta e să stau cu fricile mele, să-i creeze o mulțime de limite, pentru că eu sunt părinte și trebuie să-i pun limite. Și cred că să învețe să fie ordonat și să-mi pună în linie toate jucăriile și să facă nu știu ce, că așa trebuie să-l învăț eu. Exact. Deci aici cu limitele e de discutat. Apropo de limite, Andreea, urmează și Andreea Mihai. Referitor la ce a spus mai devreme Mihaela, pentru că noi știm, există părintele cloșcă, da? Mama cloșcă, spune Alficon. Părintele poate intruziv în spațiu intim al copilului. Părintele autoritar sau părintele care vrea să dețină controlul și să manipuleze, hiperprotector. Cum punem limite sănătoase în relația părinte-copil? Eu cred că este și o evoluție a acestor roluri, adică nu tot timpul suntem într-un anumit fel. Depinde foarte mult și de interacțiunile noastre, depinde și de rolul pe care îl are copilul, trecând de la grădiniță, la școală și așa mai departe în toate etapele lui. Plus că, până la urmă, la un moment dat se poate întâmpla să existe o altfel de colaborare între părinte și copil și se descoperă cumva acea gâscă de aur cu mult mai multe resurse, copilul poate înțelege anumite instrumente, părintele poate are acces la anumite resurse, dar cred că este foarte important, în primul rând, să existe acest respect. Cumva, acestea sunt valorile familiei noastre și împreună încercăm să le respectăm, să găsim o variantă astfel încât să ținem cont și de vocea părintelui, să ținem cont și de vocea copilului și fiecare membru să se simtă validat, să simtă că își are locul în familie. Pentru că dacă dăm la o parte unul dintre membrii, apare cumva o tiranie la unul din ceilalți membri și atunci echilibrul în familie nu mai se strică. Și atunci trebuie cumva fiecare familie să investească cumva, așa cum am spus noi, că fiecare dintre noi suntem investitori sociali și că a fi bogat cu adevărat înseamnă să avem niște relații valoroase și un anumit suport social. Chiar se spune că în momentul în care se fac regretele la finalul vieții, cel mai mult ne-am fi dorit să investim mai mult ce contează cu adevărat, ceea ce simțim și noi că contează cu adevărat în relațiile noastre. Și atunci contează foarte mult cunoașterea aceasta, fiecare să-l cunoască pe celălalt. Oare cât timp acordăm noi cu adevărat fiecărui membru să știm ce este cu el? Pentru că dacă și părintele... Eu, de exemplu, am făcut de multe ori la școală
sondaje despre visurile copiilor și visurile părinților. Copiii erau foarte încântați să aflăm și visurile bunicilor. Ei bine, copiii nu știu visurile părinților, adică părinții uită să vorbească despre ei. Adică copilul să înțeleagă că la orice vârstă se creează ceva. Și chiar și partea aceasta, că la un moment dat e posibil să fie nevoie să refaci un lucru, poate nu ți-a ieșit din prima. Și de aceea apare și această panică, ok, nu mi-a ieșit. Ok, dar poate iese a doua oară, poate iese împreună, da? Deci limitele eu cred că le facem împreună cu ceilalți, dar neapărat pe principiul respectului, pentru că dacă noi îl tratăm pe copil așa cum ne-am dorit să fie sau așa cum este copilul vecinului sau așa mai departe, de fapt nu suntem în real. Și noi, de fapt, în psihologie și pe tărâmul pedagogiei ar trebui să știm în mod real ce putem să facem pentru viața copilului, ca în mod real el să fie fericit. Că de asta apare, cade cortina, cum spunea și doamna lector, cade cortina și copilul de fapt are o poveste nespusă și o păstrează până la 40 de ani, o păstrează, o are și în cuplu și atunci apare povestea pe care noi o livrăm, înregistrarea, ca să zic așa, ce se dă bine să facem și partea care ar trebui cu adevărat vindecată, ea rămâne cumva ascunsă acolo. Umple povestea de frustrări și tot așa. Andreea, ai scris despre această carte pe blogul tău, rafturdepoveste.ro, și cu siguranță te-ai gândit la cei care vor citi articolul. Cui ai recomanda această carte și de ce ți-a plăcut cartea doctorului Șefali Țabari? Le-aș recomanda nu doar părinților, ci și înainte de a deveni părinte, tocmai ca să nu mai vin și să proiectez și să, apropo de tot ce am vorbit, că ar trebui să fie într-un anumit fel, că copilul meu nu o să facă niciodată așa cum oamenii ăștia, de ce nu-și potolesc copiii ăștia aici? Un copil obraznic, până la urmă e un copil cu multă energie și trebuie să văd și unde e locul lui și unde îl duc și cum îmi imaginez că se va comporta el și să mă uit așa în ansamblu la el și să nu mai vin să mai proiectez, să fiu atent în orice comportament de a lui, să răspund și nu să reacționez, apropo de ce spune doctor Șefali. Mie mi-a plăcut foarte mult partea asta de conștiință, de a fi autentic, da? Când sunt autentic, sunt în contact cu valorile, cu convingerile mele, nu mi-e teamă că să arăt că felul meu de a fi, că celălalt mă va respinge. Și îmi permite să-mi creez relații de încredere, inclusiv cu copiii și, în primul rând, copiii în partea asta de limite sănătoase și nu orice fel de limite. Deci, părinților și nepărinților și părinților de adolescenți, că niciodată nu e prea târziu să ne refacem sau să ne îmbunătățim relațiile. Și cadrelor didactice, aș completa eu. Cartea familiei care merită mai mult, cartea pe care am prezentat-o astăzi, o carte care te invită să renunți la iluzia că există părintele perfect, copilul perfect și familia perfectă. Tot ce avem cu adevărat, spune dr. Șefali Țabari, este o călătorie de evoluție împreună, din care putem să învățăm să fim din ce în ce mai autentici. Referitor la ceea ce a spus Andreea, atât noi, cât și copiii noștri. În această carte, dr. Șefali Țabari încurajează părinții să iau o pauză și să examineze nivelul de conștientizare a unor sentimente precum frică, îngrijorare sau insuficiență. În locul unui comportament automat care poate duce la adoptarea unei poziții ierarhice centrată pe gestionarea copilului, autoarea încurajează părinții să recunoască deconectarea care decurge din propriile lor proiecții și nevoi nesatisfăcute. Dragii noștri, au fost alături de noi Andreea Puiu, Dan Cruceru, Andreea Mihai, Mihaela Sofrone, Sabina Strugariu, le mulțumim din suflet pentru informațiile extrem de prețioase pe care ni le-au oferit, referitoare atât la experiența de părinți, foarte importantă, și arăt către cei care au copii, așa, dar și din experiența profesională, experiența clinică și mai ales experiența lucrului cu copii. Le mulțumim mult invitaților noștri. Noi vă invităm la următorul eveniment care va avea loc la ora 15 aici la standul editurii Herald. Mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și vă dorim o zi frumoasă în continuare!